îndrăgostit sau ați pierdut pe cineva drag, a fost darnică viața cu voi, ați știut să vă bucurați de darurile pe care vi le-a oferit? Miercuri seara, dragi prieteni, vine cu povești frumoase despre viață. Bună seara, doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă emisiune De la suflet la suflet. Iulia Herbil sunt eu, pentru mulți dintre dumneavoastră, o prietenă de dincolo de ecran. Pentru o altă parte, pentru prietenii mai apropiați, un copil care a ajuns mare de-a lungul anilor, dar a rămas cu sufletul acolo, undeva departe, ocrotită de cei doi părinți care s-au străduit să fie cât de buni au știut ei. De asemenea, sunt același copil pe care fratele mai mare îl îngrija în timpul lui liber, fără să aibă vreun chef pentru astfel de lucruri. Dumneavoastră, ce fel de copii sunteți? Ce fel de copii au rămas în sufletele domniilor voastre și unde s-au oprit? Sau unde au învățat să crească mari? Care au fost piedicile pe care le-au întâlnit în cale și unde acești copii au găsit de cuvință să apeleze la adultul care au devenit între timp? Ați conștientizat vreodată că acel copil din dumneavoastră a devenit adult? V-ați luat foarte în serios adesea? Ați râs de temerile copilăriei pe care le-ați regăsit uneori în pașii vieții și ați reușit să treceți peste ele? Cum ați făcut aceste lucruri? Doamnelor, domnilor, despre copilărie vom vorbi în această seară și despre cum copilul care am fost influențează adultul care suntem astăzi. Și pentru că întotdeauna oameni extraordinari vin în emisiunea De la suflet la suflet pentru a ne împărtăși din cunoștințele lor și a ne ajuta să facem mai ușor față provocărilor vieții, în această seară o am alături de mine pe Adriana Roman. Bună seara, Adriana, bine ai revenit în emisiunea De la suflet la suflet. Bună seara, Iulia, mulțumesc pentru invitație. Bună seara telespectatorilor noștri. Mă bucur că sunt alături de voi și în această seară. Tu ești, Adriana, un mare iubitor de momente ale copilăriei. Atât despre copilăria ta vorbind, cât și despre copilăria actuală ale celor mai drăguți dintre noi, copiii. O să apelez la cunoștințele tale și am să intru direct în subiect. Asta nu înainte de a-ți povesti și ție și dragilor noștri prieteni câteva concepte metaforice dintr-o poveste pe care cu toții o iubim. Este vorba despre povestea lui Pinocchio. Dragi prieteni, vreau să vă amintiți împreună cu mine și cu invitata acestei seri, doamna Adriana Roman, vreau să vă amintiți povestea lui Pinocchio și să încercăm să tragem niște concluzii de acolo. În povestea lui Pinocchio, păpușa de lemn, meșterită foarte grijuliu de talentatul Geppetto, a fost adesea dorită cu suflet. Însă, păpușa, neavând suflet, trebuia să fie mânuită prin acele sfori cu care este mânuită orice păpușă de lemn. Fiind la nivelul unei păpuși de lemn fără suflet, Geppetto o lua adesea și se juca cu ea așa cum își dorea el. Dragi prieteni, păpușa de lemn mânuită de sfori suntem fiecare dintre noi, atunci când suntem copii. Și suntem mânuiți de maestria unor părinți care, așa cum se pricep ei mai bine, ne ajută, trăgând de sforile noastre proprii, să ne mișcăm într-o direcție sau în alta. Geppetto însă, la un moment dat, se uită către o stea care strălucea foarte tare pe cerul nopții și își pune o dorință. Dorința lui este ca păpușa de lemn să aibă suflet propriu. Sufletul înseamnă însuflețire, înseamnă capacitatea propriilor alegeri, înseamnă a fi activ, a fi spontan, a reuși să-ți asumi responsabilități. Pinocchio se trezește a doua zi având suflet și primii lui pași în viață, ca om cu suflet, sunt pașii greșelilor, dacă vă amintiți bine. Ei bine, dragi prieteni, fiecare dintre noi, atunci când renunță sau când poate renunța la sforile părintești,
face primii pași către greșeli. Poate că înțelegând astfel povestea lui Pinocchio, vom reuși să ne asumăm mai ușor greșelile și, mai mult decât atât, să iertăm mai ușor greșelile celorlalți, care, până la urmă, sunt foarte asemănătoare cu ale noastre. Și chiar dacă nu sunt asemănătoare, pur și simplu sunt doar erori umane. Doamna Roman, am să mă întorc spre dumneavoastră și am să vă provoc să... Poți să-mi spui, Adriana. Mulțumesc foarte mult. Adriana, am să te rog să comentezi puțin această asemănare între sforile lui Pinocchio și sforile pe care părinții s-au străduit să le tragă pentru fiecare dintre noi în anii copilăriei, ba chiar și peste ei. Metaforic vorbind, cumva de sforile din copilărie nu scăpăm nici la vârsta adultă, pentru că în momentul în care părinții noștri ne-au dat nouă controlul, cumva au rămas acolo niște sfori din copilărie, sforile subconștientului, dacă pot să spun așa, conturate sub forma convingerilor, credințelor limitatoare, a valorilor noastre care ne ghidează în deciziile de zi cu zi. Și, practic, exact cum am zis, metaforic vorbind, și la vârsta adultă avem niște sfori care, așa, din umbră ne ghidează și ne influențează acțiunile noastre de zi cu zi. Aceste sfori pot să fie meșteșugite sau, cum să zic, pot să fie trase cu meșteșug, pot să fie trase în avantajul nostru maximal sau pot să fie trase cu totală nepricepere, deși oamenii s-au străduit, și să ne pună în situații mai puțin plăcute. Am să te rog pe tine să-mi spui în ce măsură sforile pe care noi le preluăm din copilărie, adică tiparele comportamentale, sunt sau nu benefice? Avem cu toții aceleași tipare comportamentale preluate din copilărie? Cum sunt ele preluate? La vârsta copilului mic, cam tot ceea ce își formează copilul își formează în mod inconștient prin imitare. El preia din mediul în care crește fragmentele din comportamentul părinților, din comportamentul celor cu care interacționează, și practic își creează așa un sistem propriu al lui, într-adevăr, dar preluat de la ceilalți prin imitare, exact cum ți-am spus. Mai încolo preluăm comportamente în mod conștient sau le modelăm în mod conștient, dacă pot să reformulez. Doar că ce s-a format în copilărie ne ghidează foarte, foarte mult. Ziceam de sforile astea ale subconștientului. E un pic cam problematică situația cu ele, pentru că în momentul în care nu le conștientizezi, te ghidează foarte mult. Îți influențează foarte mult viața. Tu nu știi de ce acționezi într-o anumită manieră. Poate ești nemulțumit de ceea ce trăiești astăzi, dar în spate se află ceva ce s-a declanșat în perioada copilăriei sau ceva ce ai preluat din perioada copilăriei și tu reproduci acum la vârsta adultă ceva de atunci, din acea perioadă. Cum putem să ne dăm seama, Adriana, în ce măsură lucrurile la care noi reacționăm într-un fel sau altul sau reacțiile noastre își au izvorul atunci? Cred că cel mai important pas pentru orice schimbare e să ne punem întrebări și să începem să conștientizăm dacă ceea ce trăim noi astăzi e cu adevărat mulțumitor, dacă ceea ce trăim are sens, dacă ceea ce trăim e cumva în rezonanță cu sufletul nostru. Dacă nu, e clar că există anumite, să nu zic probleme, ci anumite bagaje pe care le purtăm din copilărie. În perioada copilăriei nu se formează strict tiparele comportamentale, ci și cele emoționale, ci și cele cumva sociale,
atunci când ne raportăm la felul în care relaționăm cu ceilalți. Se mai formează convingerile, care de cele mai multe ori sunt convingeri limitative. Se mai formează partea de valori, pentru că toate astea funcționează ca un sistem unitar. Poate, nu știu dacă am explicat suficient de bine, eventual mă mai întreb. Eu am înțeles perfect și voiam să întreb aici la... ai vorbit tu foarte mult despre imitare și despre preluarea tiparelor comportamentale prin imitare. Am citit undeva așa, un mare învățat spunea, copilul se plictisește foarte repede de teorii, chiar nu le aude, însă va imita tot ceea ce faci tu. Așadar, în momentul în care părinții au tendința, dragi prieteni, să fie un pic foarte exigenți cu copiii, să aibă așteptări foarte mari de la copiii lor și în momentul în care sunt dezamăgiți de rezultatele acestor copii, ar trebui poate să se gândească în ce măsură comportamentele lor sunt oglindite în comportamentele copiilor. Dacă acest copil de la care avem așteptări nu cumva oglindește chiar comportamentul nostru. Fie el agresiv, fie el întotdeauna nemulțumit, fie el neîncrezător, fie el cu așteptări către ceilalți până la urmă. Bănuiesc că se poate prelua și un astfel de comportament exact, al așteptărilor. Mediul în care noi ne formăm se află cumva la baza piramidei nivelurilor neurologice. Dacă nu știu dacă telespectatorii sunt familiarizați cu piramida lui Diltz, lui Robert Diltz. Ai putea să ne exemplifici? Chiar am să te rog. Aș putea să vă desenez. O să mă străduiesc să exemplific cât se poate de vizual. Adriana, uite, am aici o foaie pentru tine și un pix. Am să te rog să ne faci okay. Așa un desen și în timp ce desenezi poți să ne povestești puțin despre asta. Adriana desenează acum o piramidă. O piramidă, dar absolut. Fiind varianta 2D, e da. Ca un triunghi cu 6 trepte. Sper să-mi iasă cât de cât. Ok. La bază se află mediul. Mediul în care în care noi ne dezvoltăm de mici copii. Să înțeleg că piramida lui Diltz se referă la ceea ce ne formează pe noi ca și adulți. Ca și identitate, ca și misiune, pentru că în vârful piramidei se află practic ce e mai important, identitatea și misiunea noastră pe acest pământ. Oh, excelent! Deci atunci, mediul este primul. Mediul e primul. Nu mediul, sfaturile, nu teoriile, ci mediul. Exact. Și mediul. Copilul felul preia în care se poartă ceilalți cu tine. Exact. Copilașii mici, eu am doi copilași și știu că în primii 2 ani de viață, 1 an jumate, 2 ani, sunt ca niște bureței umani, că folosesc frecvent termenul ăsta, preiau tot ce văd, tot ce se întâmplă în jurul lor. Asta vreau să exemplificăm foarte clar și să insistăm pe acest lucru. Preiau ca niște, sunt niște bureței umani care preiau comportamente, nu teorii. Este exact. Foarte important. Și în educație se vorbește despre cele 3 mari fundamente ale educației, ale formării personalității umane. Educația este pe al 3-lea loc, mediul este pe primul loc și cred că mediul, educația și partea genetică, preluarea tiparelor genetice, ar fi cumva la mijloc, dar mediul este primul loc, educația este, nu aș vrea să spun că este pe ultimul loc, dar urmează după partea genetică și mediu. Atunci văd că și Diltz a pus mediul tot pe primul loc, înseamnă că acest mediu înseamnă imitarea și nu teoretizarea. Teoretizarea exact. Devine deja în zona educației. Degeaba le zicem copiilor să nu umble la ragaz. El o vede pe mama sau îl vede pe tata că mama în continuare umblă la ragaz, o să umble și el. Deci toate lucrurile astea și de la cele mai banale exemple, copilul le preia, le testează și chiar dacă îi spunem de 100 de ori nu face asta, el în continuare o să facă.
O să vreau să facem aici o mică pauză. Îi salutăm pe prietenii noștri care sunt alături de noi în această seară și în mod special pe Simona Neamțu, care ne salută. Te îmbrățișăm, Simona, rămâi alături de noi pentru că nici nu știi ce pierzi dacă pleci. Dragi prieteni, vorbim în această seară despre tiparele copilăriei, cum le preluăm și ce facem cu ele ca adulți, cum ne determină viața adultă copilăria pe care am avut-o și în ce măsură noi, ca și părinți sau viitori părinți sau educatori de copii, putem să-i ferim pe copiii de astăzi, prin comportamentul nostru, de problemele pe care noi, ca și adulți, le-am întâmpinat, fără să vrem, preluând din comportamentele celor care au fost în jurul copilăriei noastre. Unde am ajuns, Adriana? Am făcut baza, am mediul. Făcut baza, mediul, care se află în partea cea mai de jos a piramidei. Trecem la comportament. Mediul influențează foarte, foarte mult comportamentul nostru. Dacă mediul răspunde la întrebarea unde are loc formarea copilului, comportamentul răspunde la întrebarea ce facem, ce face copilul și ce ajungem noi să ne modelăm ca și comportament, iar mai târziu ajungem să facem ca și adulți. Deci, ce facem e următoarea treaptă. Ce face copilul după ce vede copilul? Ce se întâmplă în jurul lui? În jurul lui. Abilitățile e următoarea treaptă, care răspunde la întrebarea cum. Adică are un anumit comportament, are anumite abilități, cum face acele lucruri. Are un comportament pe care, repetându-l, îl transformă în abilități și devine încet, încet, natura lui umană, un anumit tip de comportament. Da, pentru că se influențează, fiecare treaptă se influențează una pe cealaltă și cu cât ne apropiem mai sus, cu atât are o importanță mult mai mare în, să zic așa, conturarea destinului fiecăruia. După partea de abilități se află valorile și convingerile. Par valorile de convingeri, în cele mai multe cazuri valorile sunt puse cumva la oaltă cu convingerile. Convingeri limitatoare, ca să dau un exemplu, să fie foarte, foarte ușor de înțeles ce sunt aceste convingeri. Sunt anumite credințe cu care noi creștem, anumite expresii pe care noi le-am auzit și am ajuns să le luăm de bune, de genul banii se obțin foarte greu sau se obțin muncind foarte, foarte greu sau nu poți fi bogat și cinstit sau nu știu dacă mai ai tu vreun exemplu, mie astea mi-au fost cele mai la îndemână. Deci, practic, convingerile sunt niște credințe ale noastre care nu sunt neapărat adevărate, dar culmea se află pe același prag cu valorile noastre interne. Iar despre valori, ce sunt valorile? Valorile se află cumva la baza sistemului care ghidează alegerile noastre. Practic, un top 5 valori, recomandă cam toată lumea să ne facem un top de 5 valori: dreptatea, onoarea, iubirea, familia, sănătatea. Astea sunt exemple de valori. Astea ne ghidează. Valori universale sunt acestea, nu sunt valorile tuturor oamenilor. Nu sunt ale tuturor oamenilor. Fiecare are un top 5 personal și dar unic. Pot să fie aici valori, Adriana, pot să fie valori care nu coincid cu valorile universale, care să fie din altă zonă decât valorile universale? La ce te referi mai exact? Adică să fie non-valori în loc de valori? Sinceră să fiu, nu am întâlnit cazuri, dar probabil e posibil. Nu știu ce să zic. La mine ar fi niște excepții. Ar fi niște excepții. Eu, în formările pe care le-am făcut împreună cu colegii pe care am avut, a fost, să zicem, situația ideală în care ne-am făcut sistemul de valori și ne-am clarificat multe aspecte, adică venim multe răspunsuri odată cu clarificarea valorilor personale. Pentru că dacă pentru tine dreptatea e o valoare și tu la lucru, dau un exemplu, la lucru trăiești constant cu frustrarea că nu ți-e bine, dar în jurul tău vezi nedreptăți care se fac, poate, nu știu, șeful nedreptățește anumiți colegi și tu nu iei atitudine. Ajungi să dezvolți anumite frustrări tocmai pentru că la tine una dintre valorile de bază e dreptatea. Și așa mai departe. Deci astea ca și exemple.
Iar următoarea treaptă, să-mi zici dacă trec prea repede. Nu, o să mă întorc la ele pentru ne întoarcem că o să ți iau piramida și o să vreau să le aprofundăm. Să finalizez. Sigur că da. După treapta de valori și convingeri, se află partea de identitate, adică cine suntem noi. Și să știi că partea de identitate începe să se formeze din copilărie. Identitatea se construiește pe valori, Adriana? Se construiește pe toate, de aceea îți spuneam că fiecare... Pe toate ce au fost înainte de ea. Exact. Asta zic, că a fost o întrebare așa care voia să scurme un pic, pentru că dacă identitatea este, începe să se formeze din copilărie, înseamnă că încă din copilărie încep să se formeze toate celelalte prezente înaintea ei. Mediul, comportamentul, abilitățile, valorile și convingerile se formează care încă din copilărie. Care creează după aceea o identitate și în concordanță cu identitatea se conturează misiunea personală, pe care mulți o cunoaștem, alții poate suntem în proces de a o descoperi. Mm-hmm. Așa arată. Îmi place foarte mult piramida lui Diels. O să vreau să o... Scuze, aici am uitat să pun că răspunde la întrebarea de ce valorile și convingerile, de ce facem anumite lucruri. De ce tot luăm ceea ce anumite facem decizii are legătură cu valorile noastre. Sau cu anumite convingeri. Putem să nu acționăm la momentul potrivit de teamă, că am avut o convingere care ne-a ținut pe loc. Deși poate aveam valoarea curajului acolo în topul celor 5 valori, poate convingerea a fost mai puternică și ne-a ținut pe loc și nu am acționat în felul în care poate am fi vrut să acționăm. Am înțeles. Până aici lucrurile sunt foarte clare. Dragi prieteni, cred că am înțeles cu toții că, iată, poți să ai o valoare foarte pozitivă, cum ar fi curajul, așa cum spunea Adriana, și convingerea neplăcută că de un anumit lucru tu trebuie să te temi, s-ar putea să îngenuncheze valoarea curajului și să te facă să renunți înainte să te apuci de lucruri. Ceea ce cred că ni se întâmplă adesea, multora dintre noi. Hai să vedem cum putem să înțelegem cum se creează aceste convingeri, mai ales, hai să le luăm pe rând, convingerea că nu ești suficient de bun. Vreau să știu această convingere pe care cred că o puteți întâlni adesea, dragi prieteni, și sunt sigură că ați întâlnit prieteni care au această convingere că nu sunt suficient de buni. Cum se formează această convingere? Se formează din critică, dintr-un mediu în care a existat multă critică, poate chiar comparații cu ceilalți. Tu nu ești ca Georgel. Încerc să-mi spui, Adriana, că a compara copilul cu alți copii este un lucru neplăcut? Este așa retorică, dar vreau să o aud din gura ta. Ce spun studiile? Numai că e neplăcut, e nociv pentru... Studiile spun că este nociv să compari propriul copil cu alți copii cu alți și copii, orice alt copil. Nu e sănătos pentru structura lui internă, pentru toate treptele astea care formează până la urmă identitatea lui și... Aș vrea să te întrerup aici puțin, pentru că vreau să dau un exemplu foarte clar părinților, ca să înțelegem cu toții mai ușor. Dragi părinți, vreau să înțelegeți cum îl face pe un copil să se simtă comparația cu altcineva. Vreau să vă imaginați următorul scenariu. Copilul vine acasă și vă compară pe dumneavoastră cu un alt părinte care are o situație financiară mai bună sau are un aspect mai plăcut sau are haine mai colorate sau are o mașină mai mare sau. Cum v-ați simți atunci? Puteți măcar să vă imaginați acest lucru? Cred că acest lucru ar trebui să ne pună pe gânduri și să ne amintească întotdeauna că oricând, oricare dintre noi poate fi comparat în mod neplăcut cu oricine. Exact. Și să continui ideea începută, comparațiile, critica, toate astea duc la scăderea stimei de sine. Și, practic, un copil care trăiește într-un astfel de mediu, normal că o să ajungă frustrat la vârsta adultă, normal că o să se simtă că a fost descurajat și că el nu e în stare să realizeze lucruri mărețe dacă întotdeauna a fost comparat cu altcineva mai bun decât el, dacă întotdeauna a fost criticat, dacă întotdeauna părinții au avut așteptări nerealiste de la el. Copilul crește cu un mare handicap emoțional și de acolo se dezechilibrează și celelalte planuri. Aș vrea să îmi spui, în general, dincolo de acest tipar, cum se formează tiparele în general?
inconștient, exact cum am zis, în copilărie, în mod inconștient, prin preluare, prin imitare a tot ceea ce se întâmplă în jur. Și ulterior, pe măsură ce copilul crește, în mod conștient, adică în mod voit, vrea să învețe ceva anume, vrea să preia ceva anume. Și atunci e parte de conștientizare. Dar, repet, la vârsta copilului mic, bebeluș, vorbim de până într-un an jumate, se face mai mult învățarea inconștientă. Deci, prin imitare a ceea ce e în jurul lui. Și cu siguranță că învățarea inconștientă parcurge, ne însoțește pe tot parcursul vieții, pentru că această imitare a comportamentelor rămâne una dintre preocupările inconștiente ale fiecărei persoane. De aceea și proverbele noastre românești spunem cu cine te însoțești ca să-ți spun cine ești. Atenție, nu este cu cine te împrietenești, așa cum se spune adesea, ci cu cine te însoțești. Oamenii cu care stai cel mai mult își pun amprenta comportamentală pe tine. Devii și tu foarte, foarte puțin ca ei. Exact. În temele pe care mi le-am făcut astăzi, Adriana, am găsit așa. Dacă a fost abuzat fizic sau emoțional în copilărie, un om adult va răspunde imediat factorilor de stres, declanșând emoții primitive la factorii de stres, emoții cum ar fi teama, mânia, agresivitatea. Iată cum un agresor adult este, de fapt, un copil victimă, un fost copil victimă. Te rog să dezvolți această teorie și să-mi spui de ce se întâmplă lucrurile astfel. Pentru că poate cineva să vină și să spună: bine, domnule, dar ca și copil, dacă ai văzut agresivitate și ție nu ți-a plăcut să trăiești în acel mediu, de ce faci și tu același lucru? Așa se pune întrebarea. Cum el, care a văzut că nu e bine să lovească sau să reacționeze violent, face exact acest lucru. Revenim probabil la comportamentul de imitare. Da, e probabil adânc înrădăcinată partea asta de traumă într-un adult. Dacă el ajunge să se comporte ca un agresor cu cei din jurul lui, mai nou, studiile recente cam asta subliniază, că toți cei care agresează sau sunt cumva foarte scap acum cuvântul duri cu cei din jurul lor și autoritari, au un soi de traume nerezolvate în perioada copilăriei. Și de ce reacționează așa? De cele mai multe ori pentru că ăsta e singurul comportament pe care ei l-au învățat și l-au înrădăcinat adânc în ființa lor. Nu au văzut probabil alte exemple sau nu au conștientizat că există și alte modele pe care ar putea să le urmeze. Și atunci e cumva parte de agresor, întotdeauna are o parte de victimă în partea de agresor, spui tu, Adriana, da. Întotdeauna are o parte de victimă pe care se clădește. Da. Probabil un copil care a fost abuzat într-un fel, care a fost traumatizat într-un fel, care a crescut cu acea traumă nerezolvată până la vârsta adultă și reacționează așa pentru că nu s-a cicatrizat ce trebuia să se cicatrizeze la timp. De asemenea, la antipodul studiului pe care ți l-am prezentat mai recent, stă un studiu care spune că dragostea și atenția în copilărie vor reduce nevoia viitorului adult de a reacționa cu frică sau cu agresivitate stimulilor externi. Exact, pentru că un copil care e încurajat, un copil care e înțeles și apreciat și cumva îi se permite așa să testeze viața, ca să spun așa cu ghilimele de rigoare, acel copil normal că va fi mult mai îngătuitor cu cei din jurul lui și pentru că și el, la rândul său, a avut voie să greșească, să fi judecat. Exact. Să greșească și să învețe din greșeli.
marea majoritate a copiilor care cresc cu atașamentul securizat, cu partea asta de afecțiune dată la timp potrivit, în doza potrivită, sunt niște copii echilibrați. Nu știu dacă ai văzut că acum circulă tot felul de materiale pe Facebook. Cât e de nociv să lași copilul mic să plângă. Înainte se zicea, lasă-l să plângă să facă plămâni sau lasă-l să plângă că e răsfățat. Dar, de fapt, s-a constatat acum că e nociv pentru copil să nu fie mama acolo alături de el, să nu-i ofere afecțiunea. El are o anumită problemă în momentul respectiv. Plânge pentru că simte o nevoie și de cele mai multe ori poate simte lipsa mamei și o amplifică în momentele respective. Iar sau tu să lași să... lipsa dragostei. Iar tu să lași să plângă, poate, cum am auzit cazuri mai triste, să-l lași să plângă până adoarme, de mic îl înveți ce înseamnă abandonul, ce înseamnă să fie lăsat deoparte și să nu fie acolo când are nevoie de ajutor. Și atunci, dacă de mic îi oferă afecțiune, de câte ori are nevoie? Copiii nu plâng când sunt bebeluși pentru că sunt răsfățați sau că s-au învățat în brațe sau, da, mai încolo după ce cresc, poate să fie răsfățați, dar vorbim de copilașii mici până în 7-8 luni, au nevoie de afecțiune în mod constant și ori de câte ori au nevoie, mama trebuie să fie acolo alături de ei. Dacă există cazul nefericit în care părintele nu a avut timpul necesar sau dispoziția necesară spre a-i acorda copilului această atenție despre care vorbeai tu, dacă cineva poate să vină să spună, da, eu sunt unul dintre acei copii care au fost lăsați să doarmă plângând. Asta dacă mai ține minte. Da, pot să fie oameni care își amintesc traume fiind, da, chiar sau să li se povestească. Sau să li se povestească, exact. Ce pot să facă acești adulți dacă ei au fost construiți pe astfel de tipare de umilință, de abandon, de critică, de cerințe nejustificate și așa mai departe? Poate să conștientizeze, în primul rând, că și părinții lor au crescut într-un anumit mediu și au format anumite tipare comportamentale după tiparele din familiile lor și să înțeleagă. Da, primul pas e conștientizarea și următorul pas e iertarea. Adică să poți să treci mai departe e să înțelegi că părinții tăi au făcut tot ce au știut ei cu resursele lor de la momentul respectiv. E clar că intențiile lor au fost pozitive și au vrut tot ce e mai bun pentru tine, dar au acționat într-un anumit fel pentru că așa au fost învățați sau ăsta era singurul lor fel. Să subliniem aici foarte clar, în momentul în care conștientizezi că ai venit dintr-o copilărie unde traumele au fost mai mult sau mai puțin mari, da? Primul lucru pe care îl faci este să înțelegi că părinții tăi sunt și ei foști copii, exact, care au avut traume și să înțelegi că au făcut-o cu dragoste pentru tine în felul nepotrivit în care au făcut-o. Dacă s-a întâmplat să ai o astfel de copilărie, trebuie să înțelegi că au făcut-o cu dragoste, ai fost iubit. Chiar dacă ai fost abandonat plângând înainte de culcare, chiar dacă n-ai fost rănit la timp, chiar dacă ai fost îmbrăcat mai sărăcăcios decât alți copii, sau eu știu ce alte traume pot fi în copilărie, sunt clădite din... totuși cu dragoste, ai fost iubit. Nu se pune problema că n-ai fost, exact, iubit atâta vreme cât ai avut părinți. Exact, și trebuie să înțelegem că oricum nivelul de trai de astăzi nu se poate compara cu nivelul de trai al părinților sau al bunicilor, care poate au crescut în niște condiții mult, mult mai limitate și defavorizate. Cu greu ne putem noi imagina astfel de condiții, da. Da? Și automat cu greu ne putem imagina astfel de traume. Exact. Iar pe lângă partea de traume, dacă îmi permiți, asta e un aspect, că preluăm partea de traume, mai preluăm un soi de tipare comportamentale tipic familiei, ca să spun așa. Și ca să-ți dau câteva exemple și dacă vrei le detaliem, tema de schimbare.
Teama de schimbare e un comportament învățat în familie. Comparațiile, la fel. Se învață tiparul ăsta de comportament prin care tu ajungi să-ți crești copiii comparându-i pe ceilalți, e clar că l-ai preluat din familie. Ai vorbit mai devreme că teama de schimbare este preluată din familie. Cum? Pur și simplu din... Ce se spune unui copil astfel care... încât să ajungă un adult cu teamă de schimbare? Sau ce vede? Probabil vede că nici părinții lui nu acționează și se plâng constant de anumite lucruri sau că sunt nemulțumiți de anumite lucruri. Uh-huh. Sau chiar aud expresii de genul decât să fie mai rău, mai bine așa cum îi. Și atunci de aici, uh-huh, apare teama de schimbare, uh-huh, și pesimismul, la fel. Gândirea negativă, tot în familie cumva învățăm... Sunt zilnic expresii pe care poate le-am auzit, dacă stăm să conștientizăm acum la vârsta adultă, sunt sigură că am auzit expresii de genul nimic nu merge bine sau, eu știu, viața e tristă sau... Viața nu e așa de rost cum crezi tu. Da, nu e așa de rost cum crezi tu. Nu tot ce zboară se mănâncă. Exact. Tu nu știi ce înseamnă viața copile și nu știi ce înseamnă viața de adult și atunci așa se creează o spaimă de schimbare și un pesimism care cumva merg mână în mână. Constatăm că avem această teamă de schimbare sau acest pesimism. Și tiparul comportamental, ce va spune lumea? Vreau să vorbim despre acest tipar pentru că, mai ales cu rețelele de socializare, da, unde toți ne străduim să facem lumea să spună cât mai multe lucruri bune despre fotografiile pe care le postăm și situațiile în care ne aflăm în acele fotografii, încât cred că este un sindrom general, cumva, ce va spune lumea, chiar dacă mulți dintre noi nu recunoaștem faptul că suntem atât de activi pe rețelele de socializare și dependenți de confirmările externe. Exact. Aici. Îmi spune că ceea ce spunem nu se validează prin ceea ce facem. Cumva. Adică nu văd de ce am fi atât de aviz după atenția celorlalți, dacă chiar nu ne-ar păsa de ea. Eu zic că toată nevoia asta de confirmare externă și de ce spun ceilalți și să fim în acord cu ce spun ceilalți vine dintr-o aliniere precară a valorilor noastre, că până la urmă dacă știm ce e important pentru noi și știm cine suntem noi ca și oameni și ne cunoaștem cumva misiunea personală, nu mai există dorința asta atât de pregnantă de a mă afișa în public extrem de mult, de a posta să vadă ceilalți cât de bine merge mie, dar eu poate sunt, nu știu, zâmbesc în exterior, dar sunt cel mai trist om de pe pământ sau merg prin diverse locuri și postez diverse... Asta cu excursiile îmi place cel mai mult pe rețelele de socializare, da. Foarte multe cupluri le-am văzut cu excursii extravagante și la greșit. Două săptămâni au declarat că se despart. Da, nu zic că e greșit, doar că nevoia asta, repet, nevoia asta de confirmări externe și de a fi pe placul tuturor cumva subliniază un soi de destabilizare internă. Tu nu zici că e greșit, Adriana, pentru că ești deosebit de finuță și de delicată. Eu îmi voi asuma și voi spune că este greșit. De ce? Pentru că în momentul în care pe o rețea de socializare tu afișezi ceva care nu reprezintă nici măcar realitatea ta, pentru că, repet, a pune niște fotografii dintr-o călătorie exotică pe care ai făcut-o cu nu știu câte credite sau cu nu știu câte sacrificii, din care te întorci frustrat și ajungând să strigi relații fantastic de benefice pentru tine, cum ar fi relațiile de căsnicie, da, de multe ori, este greșit. De ce? Un om care poate nu își permite să facă aceste lucruri,
va fi tentat să scalce pe urme dacă ești unul dintre exemplele lui de viață. Și va face acest lucru cu multe sacrificii. Ori aceste sacrificii, atunci când ești un adult, nu se răsfrâng doar asupra ta. Nu ești singurul pe care îl sacrifici, ci sacrifici pacea unei familii întregi. Soț, copii, părinți, frați, eu știu, toată lumea care participă la heirupul acesta de a te face și pe tine să fii la înălțimea celui care a spus pe rețeaua de socializare că e la o anumită înălțime, fără să fie nici măcar el la acea înălțime. Exact. Cred că aceasta este marea greșeală a rețelei de socializare, că ne ajută să mințim frumos, da, pentru like-uri, însă în final s-ar putea să rănim extraordinar de mult în jurul nostru, creând exemple de urmat. Nu vreau să spun concurențe, că poate nu intrăm cu toții în concurențe, dar unii dintre noi urmăm exemple. Cred că toți avem exemple câte un care exemplu. Poate nici măcar nu sunt reale pentru noi înșine și ne mințim noi singuri. Da. Și uităm cumva de responsabilitatea autenticității față da, de noi, exact. Față responsabilitatea față de ceilalți, ai zis tu foarte bine. Avem o responsabilitate, poate chiar a modestiei. Pe o rețea de socializare, a păstrării unui echilibru între uman, natural, să ne gândim atunci când punem acolo o fotografie cu mai ales cu chestii materiale, că sunt oameni cărora le lipsește foarte mult. Și mi-ar plăcea foarte mult să avem, dragi prieteni, acea responsabilitate ca în momentul în care postăm niște lucruri care depășesc cu mult limitele normale ale luxului, ca să zic așa, să ne gândim în acel moment să avem toate datoriile achitate față de toți cei care văd acele fotografii, căci s-ar putea să creăm mari frustrări. La fel, să avem generozitatea, să acordăm ajutor material atunci când afirmăm că avem posibilități materiale fantastice, să acordăm un mic ajutor și celor care au nevoie și vin către noi cu această nevoie. Altfel, să ne abținem, pentru că nu este decât o paradă în alt fel de condiții. Și încurajăm fiecare zi participând la fenomenul ăsta de a ne afișa mai mult da. Bunăstarea. Ce fel de copii au fost oamenii care afișează bunăstarea maximală pe rețelele de socializare? N-am stat să analizez în detaliu, fac niște presupuneri acum, dar probabil niște copii cărora le-a lipsit un pic partea de centrare a valorilor interne și cumva de structurare a echilibrului interior. Adică un copil care a crescut echilibrat și a primit și afecțiune și a fost încurajat și a primit o educație bună sau cel puțin s-au străduit părinții lui să-l dea la o școală și să se poată el educa mai bine, știe că nu are nevoie de confirmări externe și știe că ce e în sufletul lui e mai important decât ceea ce afișează în exterior. Așa că nu m-aș pripi să lansez... Studiile pe care le-am parcurs înainte de această emisiune, spun așa, Adriana, ca să te ajut puțin, copilul pedepsit foarte des ajunge să fie un adult sfidător, abuziv, antisocial și egoist cu privire la semenii săi. Aș putea să încadrez aici, poate, un comportament agresiv în ceea ce privește postările extraordinar de valoroase din punct de vedere material. Pentru că nu sunt postări care vor să dea exemplu, ci sunt postări care vor să incite la ceva, la admirație, poate la invidie. Nu sunt postări care să ajute pe cineva care citește sau care vede. Cred că ar trebui să facem foarte clar distinția între o postare care încurajează pe cineva sau care învață pe cineva pe ce cale să meargă sau care dă un exemplu și o postare care pur și simplu este
ca nu ca în perete de multe ori. Sau lipsite de sens pentru ceea ce ești tu ca și om. Exact, exact. Iată cum un copil care a fost agresat când era mic devine un copil care vrea să demonstreze cu orice preț că este sau care agresează prin prezența lui materială mai mult decât sunt acei copii. Spunea un cercetător că atunci când vezi un adult care conduce o mașină extraordinar de exorbitant de scumpă, da, trebuie să te gândești ce copil nefericit trebuie să fi fost dacă are nevoie atât de mare de confirmare încât a investit o avere într-o mașină. Exact. Care poate... legat de ce ai spus tu, să știi că unii copii se pot transforma în victime, nu neapărat iau calea agresorului. Deci copiii agresați, o parte dintre ei poate să devină victime și să rămână victime din copilărie până la maturitate și să încerce cumva să suplinească ceea ce le lipsește prin chestiile astea materiale. Și totuși, suplinind prin chestiunile materiale, victima este un om care duce cu el multă suferință. Exact. Nu o să vină niciodată totuși o astfel de victimă și să spună, știi, eu sufăr. Probabil că nu, dar nu se știe niciodată. Oamenii se schimbă și oamenii chiar observ lucrul acesta. Nu știu dacă l-ai sesizat și tu, dar... oamenii încep să evolueze tot mai mult din punct de vedere spiritual, încep să-și pună întrebări, încep să-și chestioneze trecutul, încep să-și rezolve traume, încep să pună sub semnul întrebării acele convingeri adânc înrădăcinate după ce le conștientizează și vor cu adevărat să se schimbe. Da, eu zic că într-adevăr, statisticile arată că începem să creștem la nivel spiritual, ca omenire, este adevărat. De unăzi vedeam un interviu cu profesorul Constantin Dulcan, care spunea că pentru a evita să ajungem, cum a spus Einstein, ca la, nu la următorul război mondial, ci după să ne bătem cu pietre și bâte, va trebui să ne creștem spiritual vorbind, cu toții, pentru că facem parte dintr-un sistem, să nu ne fie teamă, să nu ne fie teamă să schimbăm la noi, pentru că nu suntem o parte mică, ci orice parte mică făcând, fiind element din sistem, va influența alte elemente, de asta făceam referire la postările pe rețelele de socializare, pentru că orice lucru pe care îl facem în văzul altora, îi determină pe ei să aibă o reacție sau alta. Și profesorul Dulcan spunea că este foarte optimist și că observă și el, așa cum spuneai tu, că omenirea crește și nu are altă alternativă decât să crească spiritual ca să nu se întâlnească cu propriul ei sfârșit. Exact. Probabil instinctele noastre ne ajută să ne dezvoltăm spiritual, pentru că nu avem altă cale. Adriana, din studiile tale personale, care crezi că sunt pașii unei dezvoltări echilibrate, spirituale? Pot să dau exemple raportându-mă puțin la povestea personală. Eu am crescut în Maramureș, într-un sătuc mic ucrainean, la graniță cu Ucraina. Bine, în România, dar satul e de etnie ucraineană, ca să subliniez, unde totul se raporta la Dumnezeu, la ceea ce faci, la acțiunile tale, la păcatele pe care le faci și repercursiunile lor asupra vieții tale. Și am crescut așa cu un soi de teamă. Teamă de pedeapsa divină. Uh-huh. Am scris și în carte despre lucrul acesta. La sate, sau cel puțin așa era în sătul în care eu am crescut, credința era ridicată la nivel de virtute. Deci oamenii îl venerau pe Dumnezeu din tot sufletul și nu voiau să-l supere cu ceva. Toate acțiunile lor se traduceau prin cât mai multă conștientizare asupra a ceea ce faci, astfel încât să nu aibă
un impact negativ și să nu-L superi pe Dumnezeu. Am crescut așa cu un soi de teamă, exact cum îți spuneam, dar după ce am ajuns să învăț tot mai mult conștient anumite lucruri și să-mi pun tot mai multe întrebări, am început să chestionez și partea asta cu de ce să-mi fie frică de Dumnezeu, de ce să-mi fie frică de pedeapsa divină, de ce să nu fac anumite lucruri doar de teamă. Și am studiat foarte mult. Pot să îndemn pe toată lumea că ăsta ar fi pasul cel mai important, să-ți pui întrebări și să cercetezi. Chiar dacă se spune că crede și nu cerceta, Dumnezeul meu din suflet mă îndeamnă să cred și să cercetez, pentru că cu cât o să cred și o să cercetez, o să-L descopăr și mai mult. O să ai mai multe argumente. O să am mai multe argumente, pentru că culmea, știința, și cel puțin dacă e să ne raportăm și să fac o paranteză la fizica cuantică, care explică foarte bine ce înseamnă energia, poate să explice inclusiv ce înseamnă puterea rugăciunii, ce înseamnă iubirea, ce înseamnă relația cu divinitatea, ce suntem noi raportați la divinitate, și atunci pe toți ceilalți îi îndemn la partea asta de cercetare, cât mai multă. Pe plan spiritual. Ei, și după perioada asta de cercetare am descoperit un Dumnezeu extrem de bun și extrem de înțelegător. Și, de fapt, ca un părinte care are grijă de noi, adulții, la fel ca și cum au părinții de noi când eram copii. Așa că, raportându-mă la povestea mea și la faptul că am avut curaj să cercetez și să contest anumite lucruri și să nu iau drept adevăruri absolute anumite expresii sau anumite credințe, l-am descoperit cu atât mai mult pe Dumnezeu și pentru tine asta înseamnă spiritualitate. Foarte frumoasă povestea ta, Adriana. Trebuie să ne îndreptăm și spre prietenii care sunt liberi cugetători sau găsesc alte echilibre în viață. Spiritualitatea nu este numai Dumnezeu. Exact. Orice om poate să-și crească spiritualitatea și nivelul de conștiință chiar și fără această credință religioasă. Exact. Pentru că nu am vrea să credeți, dragi prieteni, că în momentul în care poate aveți alte credințe, cineva ar avea îndrăzneala să spună că spiritualitatea nu mai poate fi elevată și că acolo ne oprim. Nu, nici vorbă de așa ceva. În momentul în care ai o credință, ai un ideal. Credință nu neapărat într-o religie sau într-un zeu, ci, așa cum spunea și Adriana mai devreme, este suficient să faci studii de fizică cuantică, chiar și foarte puțin, și să înțelegi că, de fapt, Dumnezeu, vidul este da, energie. Nu e neapărat și divinitatea și spiritualitatea nu înseamnă neapărat raportarea la un Dumnezeu, așa cum îl știm noi, stând pe tron sau sub forma unui bătrânel sau, până la urmă, fiecare e liber să se raporteze la spiritualitate și la divinitate în felul în care simte. Exact. Pentru că, până la urmă, nimic bun nu se întâmplă dacă faci forțat lucrurile, dacă faci doar ca să fie și doar ca să placi celorlalți. Ne întoarcem către prietenii noștri. Vreau să-i salut pe... Vreau să salut pe Simona și pe Cridiala, care este acum alături de noi și ne scrie așa: frumoasă emisiune și tema din această seară este frumoasă. Vă ascult cu mare drag. Mulțumim foarte mult, Cridiala. Dragi prieteni, vorbim în această seară cu Adriana Roman despre traumele copilăriei sau bucuriile copilăriei și cum influențează copilul care am fost, adultul care suntem astăzi. Am aflat de la Adriana că tiparele se preiau încă din copilărie, încă din primele luni de viață și că majoritatea dintre ele sunt preluate la nivel subconștient sau chiar inconștient, pentru că aveam nevoie de acest argument. De ce? De multe ori vin oamenii și spun: bine, bine, dar dacă a văzut că nu era bine ce se făcea în familia lui sau în grupul lui de prieteni sau de oameni de care era înconjurat, dacă a văzut acel lucru că nu este bun, de ce îl face și el, acel om? Păi, dragă omule care întrebi, se face acest lucru pentru că tiparele comportamentale sunt preluate prin imitație inconștientă, nici de cum nu sunt trecute prin filtrul rațiunii, așadar să avem grijă, foarte mare grijă, cu cine ne însoțim.
Am mai învățat până acum de la Adriana că spiritualitatea se crește și prin religiozitate, dar și printr-o înțelepciune asumată, dacă suntem liberi cugetători. Nu este exact, interzisă nimănui. Studiu. Și prin studiu. Prin studiu. Fiecare e liber să caute și să găsească răspunsurile de care are nevoie. Mi-a plăcut foarte mult cum ai pus problema întrebărilor, Adriana. De ce? Pentru că mi se pare o asumare majoră. Atâta vreme cât fiecare dintre noi ne considerăm, de cele mai multe ori și în fiecare punct din viață, ne considerăm poate nu perfect, dar destul de buni la acel punct. Este foarte greu să spui întrebări în momentul în care nu ai niște nedumeriri sau nu ai niște niște puncte sensibile ale tale cu tine. Dacă tu te crezi cel mai puternic, cel mai bun, cel mai valabil, s-ar putea să nu-ți pui niciodată întrebări. Iată cum exact. O slăbiciune aparentă poate să ne ducă pașii spre dezvoltare personală mult mai înaltă. Dezvoltare personală și spirituală. Pentru că dacă suntem convinși că adevărul îl deținem noi și doar noi, s-ar putea ca întrebările să nu vină nicicând. Dacă însă avem îndoieli cu privire la propriile noastre forțe, la propriul nostru statut, la propria noastră ființă, apar întrebările. Cât de important este să ne asumăm slăbiciunile? Cred că slăbiciunile fac parte din noi și dacă ajungem să le cunoaștem suficient de bine, le putem transforma chiar în naturi. E foarte importantă conștientizarea, exact cum ți-am spus. Și ce mai vreau să subliniez, dorința de schimbare, exact cum ai zis tu, nu apare atunci când e totul bine, când e totul roz și frumos și noi suntem cei mai buni și totul e minunat. Îmi place ce îmi spui acum, da? Pot să înțeleg. Dorința și de schimbare apare în momente în care simțim că, nu știu, pământul ne fuge de sub picioare sau simțim că ne-a zgâlțuit cineva puternic și ne destabilizează întreg echilibrul nostru emoțional sau fizic sau psihic, că destabilizările poate să fie de mai multe feluri. Și atunci, odată cu suferința, odată cu destabilizarea, apar și întrebările și apare și dorința de schimbare. Când e totul minunat, nimeni nu o să vrea să se schimbe. De ce ai vrea să te schimbi când nimeni nu o să-și pună întrebări. Da, sau, dar atunci când se întâmplă ceva care nu-ți place sau te frustrează sau te traumatizează, atunci e momentul cel mai oportun să-ți pui întrebări și să începi procesul de schimbare, dacă tu consideri că cred că aceste elemente ale întrebărilor se așează în noi exact, chiar și involuntar în momentele de criză existențială. În momentele în care suntem bine zguduiți de viață, apar întrebările chiar dacă nu ne dorim să ni le punem. Exact. Ar fi de încurajat confruntarea cu aceste întrebări. Pentru că uneori ele apar și noi nu dorim să răspundem. Dar așa cum spuneai tu, în momentul în care ne asumăm dorința de a face studiu, de a da răspunsuri și de a da răspunsuri cât mai bune pentru noi. De acolo vin revelațiile personale. Din întrebări, din stat cu tine însuți și poate, eu de multe ori recomand să-ți iei o agendă, să-ți iei jumătate de oră într-un colțișor unde te simți tu confortabil și să începi să-ți analizezi viața, să-ți pui întrebări, să începi să te întrebi ce te-a afectat în copilărie, ce te-a durut, ce te-a rănit, ce crezi tu că ai mai păstrat de ce atunci? Ce te-ai bucurat? Ce te-a bucurat, da. Ce povești ți s-au spus în copilărie? Asta iarăși e foarte important. Mi-aduc aminte că la un exercițiu cu o prietenuță tare dragă, trebuie să o invităm o dată la tine în emisiune. Neapărat, o așteptăm pe cine? Florina Mura. Florina Mura, te așteptăm în emisiunea de da. La suflet la suflet. Cu ea am făcut un exercițiu, ea era trainerul nostru și ne-a zis să ne notăm pe hârtie prima poveste pe care ne-o aducem aminte, prima poveste din copilărie. Și am stat toți cu exercițiu jumătate de oră și mi-am notat o poveste care nu știu cum se numea, nu era Capra cu treiezi, nu era Scufița Roșie, era o poveste într-o carte de povești cu un personaj
care atunci când încerca să facă ceva, greșea și tot timpul o dădea în bară. Doamne, ce și poveste interesantă. Deci, da, chiar pare am zis realistă. Că pare rău că n-am mai păstrat cartea, nici măcar nu mi-aduc numele, aminte, numele persoanei. Să o citau ție ai tăi? O citeam eu. Wow. Și... Asta te-a învățat că poți greși, bănuiesc că se termină cu bine. Și mi-am dat seama după acest exercițiu că într-adevăr aveam o teamă de schimbare, pentru că cumva rămăsese în subconștientul meu personajul ăsta care era ca un prichindel mic, care orice făcea greșea, și de acolo izvora cumva teama de schimbare și era așa... Erai blocată în proiect. Eram, da, blocată în proiect și mi-era cumva... am tot stat să mă gândesc, nu mi-aduc aminte numele povestioare, știi cum... Dar ce povești ar trebui să le citim copiilor, Adriana, astfel încât ei să se dezvolte fără astfel de temeri, cum că dacă fac un pas altfel în viață decât au fost învățați, se va întâmpla o nenorocire? Cum ar trebui să alegem poveștile pe care le spunem copiilor noștri? Acum sunt tot felul de cărticele, de povești pentru copii. Tocmai toate de aceea. Sunt bune, da? Dacă noi ca adulți le citim în mod conștient și așa cu un ochi mai critic puțin și observăm că le insuflă curaj, dorință de a explora. Să le insufle emoții pozitive. Emoții pozitive, da, nu neapărat frică. Și dorințe pozitive pentru dezvoltarea lor. Da, cumva și să le instige creativitatea și dorința lor de a cunoaște lumea și de a face mai mult, de a testa, de a încerca. Nu e greșit că ai încercat. De cel mai multe ori poate să fie greșit că nu ai încercat și ajungi să trăiești ca și adult cu niște frustrări ani întregi până când ajungi să faci un pas spre schimbare. Deci poveștile potrivite pentru copii sunt poveștile care le insuflă curajul, iubirea, bunătatea, dorința de a contribui, de a-i ajuta pe ceilalți. Apropo de copilărie și de ce mai preluăm noi din copilărie, partea cu voluntariatul e foarte pregnantă la mine în viață și chiar stăteam lunile trecute și mă gândeam, mă tot implic în diverse acțiuni din astea de voluntariat și m-am tot gândit, dar de unde vine dorința asta? Și mi-am adus aminte că tot în copilărie ne trimiteau părinții să ajutăm la curățenie, la făcut de curățenie în biserică. Era așa o tradiție. Și, ce să zic, nu că ne trimiteau, că nu trebuia să se roage de noi, noi de-abia așteptam să ne zică, da, mergeți și faceți curățenie, că e bine și că vă ajută Dumnezeu. Și de acolo s-a format la mine mugurele de voluntariat și de acolo am început să am dorința aia de a mă implica, de a-i ajuta pe alții. Și chiar dacă la curățenia în biserică, atunci de mic copil, Dumnezeu nu-mi zâmbea, pot să spun că acum, ca și adult, Dumnezeu îmi zâmbește prin chipurile a 10 sau sute de copii cu care interacționăm în cadrul acțiunilor noastre. Iată cât de important este ca părinții să aibă pentru copii sfaturi care îi trimit și în sfera aceasta a responsabilizării sociale. Pentru că, dincolo de credință, curățenia în biserică era curățenie într-un loc public unde oamenii se adună, unde trebuie să fie curățenie mereu și cine ar putea să facă mai bine decât copiii, care sunt mai liberi și cu timpul lor și cu ingeniozitatea lor pot să facă lucrurile altfel decât cei mari. Da, și e fantastic. Știi foarte bine, probabil, că în Japonia e o cultură, e în cultura lor acest lucru, copiii să facă curățenie la școală, îi responsabilizează. Vreau să le povestim puțin și prietenilor noștri cum sunt culturile estice față de responsabilizarea socială și de ce este important să dezvoltăm această latură a umanității, pentru că mai de unăzi am fost chiar într-un loc cu mulți copii veseli, care la un moment dat au spus, nu mai știu în ce context, am întrebat de o grădinuță, dacă ei cultivă ceva în grădinuță. Și au spus că ei cu sapa nu vor da niciodată. De ce este greșită o astfel de abordare și de ce părinții ar trebui să încurajeze, de fapt, acea mică grădinuță pentru orice copil și acea responsabilitate pentru curățenie față de orice copil? Cred că din neștiință ajung copiii să... și din cauza faptului că nu li s-a explicat cât e de benefic să se implice
nu numai în treburile casnice, ci asta și să... Asta te întrebam. De ce este atât de bine ca părinții să încurajeze să se implice pentru în treburile casnice? Pentru că îi responsabilizează. Casnice. În primul rând, îi responsabilizează. După aceea, ei cresc cu sentimentul că uite, am șters praful astăzi, dar am făcut un lucru atât de însemnat pentru mama, pentru ea a contat atât de mult. Și automat, recompensa e una intrinsecă. Ei se simt mulțumiți, din interiorul lor vine mulțumirea, nu așteaptă neapărat recompensele exterioare de genul iam un telefon sau iam un calculator că am făcut chestia asta sau... cumva responsabilizează și cultivă motivația intrinsecă, care... zic eu, nu o compensează niciodată pe cealaltă. Ce elemente de responsabilizare putem aplica unui copil până, haideți să spunem, până în vârsta de 10 ani? Ce poate el să facă în casă și de ce n-ar trebui să ne temem să-i dăm astfel de sarcini? Citeam o postare pe Facebook care zicea că dacă un copil e capabil să mânuiască o tabletă sau să folosească în modul cel mai excepțional un telefon, cu siguranță știe să pună și rufe la spălat, știe să le și întindă, știe să șteargă praful și cam tot ce ține de casă, să dea cu aspirator. De ce nu este benefică abordarea unei mămici care spune lasă să nu facă pentru că o să aibă toată viața timp? Pentru că nu le înveți de mic să se implice mai mult și să-și ia cumva viața în propriile mâini ca să poată să fie independent. Din dorința de a ne cocoloși copiii, ajungem să le îngrădim independența lor. Sunt foarte multe popoare care... În momentul în care face activități casnice, se simte independent, responsabil și puternic. Exact, exact. Iar tu, prin faptul că vrei să-l protejezi, băiețelul, mama sau fetița, mama, lasă că o să faci tu mai destul, mai târziu, odată că nu-i creezi tipare comportamentale, în primul rând, va trebui să învețe mult mai târziu în viață și va fi foarte mult mai greu. Exact. Va fi foarte greu, sigur exact. Că exact. Da. Și nu va fi disciplinat în treburile astea casnice și nu numai, care îi fac viața ușoară până la urmă. E foarte bine să înveți să gătești, să te învețe mama să gătești, să te învețe să faci curățenie. Vreau să mai spui o dată. Treburile casnice ne fac viața mai ușoară. Tocmai ai spus da. Asta. Îți mulțumesc din suflet. Cred că foarte mulți părinți aveau nevoie să audă asta. Poate că instinctiv o știm, dar de multe ori, Adriana, se întâmplă așa. Părinții, cum ai spus și tu, poate au avut o viață mult mai grea ca și copii, poate au fost trimiși, eu știu, la munci foarte grele și tocmai de aceea au tendința să-și protejeze foarte mult odraslele, însă, un pic de responsabilitate nu strică. Curățenia în propria cameră, strâns rufele de pe sârmă, pus rufele la spălat, curățenie, strâns masa, exact, spălat vasele, sunt lucruri elementare care nu țin de niciun fel de jenă și exact cum ai spus tu, ne fac viața mai frumoasă pentru că un mediu frumos în care trăim este... încă un motiv de bucurie pentru fiecare dintre noi. Iar noi ar trebui să le insuflăm în mod onorabil toate astea și să subliniem cât e foarte de onorabil să nou, faci în mod onorabil, da. Exact, mm-hmm. Pentru că de aici cumva mare parte și din handicapurile societății, nu vreau să intru în zona politică, mă feresc de lucrul ăsta, dar pentru că ne-am învățat ca alții să intervină și alții să facă în locul nostru, de aceea se și mișcă lucrurile mai greu puțin și tot timpul când aștept să facă altcineva în locul tău, se va întâmpla mai târziu sau nu se va întâmpla niciodată și va fi cum s-a planificat din exterior. Aș putea să intervin aici și să spun chiar cu mâna pe inimă, nu pot chiar pe inimă că deranjez microfonul, dar vă mărturisesc, dragi prieteni, și ție, Adriana, că oamenii pe care îi admir cel mai mult în această viață și sunt câțiva, sunt niște oameni foarte responsabili care au din mâinile lor în casă o curățenie exemplară și gătesc extraordinar de bine. Ba chiar sunt pasionați de aceste lucruri. Și asta îmi dă și mie
nu știu, un soi de bucurie de a-i vedea mereu așa de implicați în propria lor viață. Și sunt oameni pe care îi admir, adică oameni care la toate nivelele au ajuns foarte, foarte sus. Și totuși, chiar și în zona lor casnică, acolo unde trăiesc ei, își mențin același nivel înalt de asumare și de responsabilitate. Pentru că așa au fost educați și eu zic că educația face o mare diferență în cultura unui popor. Sau așa s-au educat. Sau așa s-au educat, pentru că da. Nu trebuie să legăm responsabilitatea treburilor casnice, care pot fi plăceri casnice. Să renunțăm la a le asocia cu treburi, cu corvoade casnice. Ele sunt niște plăceri casnice, dacă reușim să le privim așa, da? Le putem învăța și pe parcursul vieții. Nu este necesar neapărat să fi avut o copilărie. Ar fi minunat ca toți să fim învățați în copilărie, să facem și să ne responsabilizăm astfel. Dar și dacă n-am avut astfel de exemple, putem să le dezvoltăm pe parcurs. Și eu chiar încurajez toți părinții, decât să îi dea copilului o tabletă sau un telefon, să stea liniștit în colțișorul lui și să o lase pe mama sau să-i lase pe mama și pe tata să-și termine treburile sau poate mai au treburi de la birou care le-au adus acasă, mai bine să-l roage să face, să îi facă ceva benefic pentru casă. Îi dă o activitate casnică și îi mulțumește, îi recompensează într-un fel stăruința asta lui de a face pe plac părintelui și până la urmă toți trebuie să înțelegem că onoarea se învață în familie și orice treabă din asta casnică poate să fie la fel de onorantă ca și, nu știu, orice altă meserie până la urmă. Vreau să vă spun că și eu lucrez cu copii și chiar am o fetiță de clasa a treia. Am fost foarte, foarte impresionată de ea când a venit și mi-a dat rețetă de salam de biscuiți pe care ea îl face în fiecare săptămână pentru că părinții ei iubesc salamul de biscuiți făcut de ea. Este o prăjitură fără coacere și care ei îi iasă foarte bine. Iată cum un copil care și muncește foarte mult și este foarte implicat în toate activitățile sale, se implică chiar și acolo, în bucătărioara lui, pentru a face familiei o bucurie. Cred că asta se propagă exact ca tiparele de care spuneai că, despre care spuneai că le învățăm la nivel inconștient, va fi unul dintre tiparele benefice care va urma un astfel de copil. Exact, pentru că el cumva de mic deja se învață cam ce înseamnă succesul personal. Chiar cu această mică rețetă de salam de biscuiți, faptul că a reușit și a dus la bun sfârșit și acum e apreciată pentru ceea ce face, pe viitor cu siguranță o să ajute foarte mult să fie responsabilă, conștiincioasă, să învețe mult mai mult și să se implice mult mai mult la... Și ne mai învață ceva. Ne învață că putem fi apreciați pentru lucrurile pe care le facem noi. Exact. Adică aprecierea pentru un dar pe care îl cumperi dintr-un magazin și îl dăruiești este plăcută. Dar aprecierea pentru un lucru pe care îl faci cu mâinile tale este cuceritoare de-a dreptul și te înalță spiritual, valoric, în ochii tăi. Exact. Și cred că și în ochii celorlalți. Da, e satisfacția muncii tale cumva și de aceea e foarte bine să încurajăm pe copii și exemplul ăsta e extraordinar. Da, pentru că astăzi vorbim, dragi prieteni, repet, despre tiparele comportamentale, despre cum ne formăm ca adulți pe baza a ceea ce a făcut sau a trăit copilul care am fost. Cum influențează copilul care am fost, adultul care suntem? Vorbim în această seară cu Adriana Roman. Am învățat că, iată, este foarte bine să ne punem copiii la treburi casnice, ar spune unii dintre dumneavoastră. Dar noi nu spunem așa. Noi spunem, este foarte bine să le dăm copiilor posibilitatea de a se bucura de plăcerile casnice. Pentru că a vedea că în urma ta rămâne o casă mai frumoasă, mai curată, de care toată familia se bucură, sau din mâna ta a ieșit o prăjiturică delicioasă, chiar dacă ai făcut-o doar pe jumătate, este o plăcere, o bucurie pe care trebuie să o aibă fiecare copil și părinții. Este important să-și ia curajul de a le da această posibilitate copiilor. Adriana, vreau să revenim la felul în care copilul influențează adultul care suntem și cum adultul poate să depășească părțile mai puțin bune pe care le-a păstrat în sufletelul lui încă din zona copilăriei. Ai vorbit tu mai devreme că primii pași sunt conștientizarea,
apoi iertarea părinților și a prietenilor, a celor de la care am preluat acele comportamente, înțelegând că și ei sunt cumva pionii acelorași imitări. Imitări și limitări, da? Care este pasul următor? Deci am conștientizat, am iertat. Ce facem mai departe? Să ne setăm intenția de a ne schimba, deci să pornim în mod intenționat să schimbăm anumite lucruri și din stadiul de intenție sau dorință să le transformăm în obiective. Pur și simplu să ne le scriem pe hârtie și să le stabilim ca și obiective. Haideți să luăm un exemplu. Ce vedem foarte des acum în jurul nostru? Poate că supărare și nerăbdare, să zicem nervii, da? Oameni care se enervează foarte ușor. Cum constatăm la noi, da? Poate cineva să vină și să constate, domnule, eu sunt nervos, să spună. Sau ți se spune, ți zice un coleg la muncă, tu te enervezi prea repede sau ai o problemă cu nervii sau tot timpul da. Ești enervat de ceva anume. Ar fi bine să stăm să ne întrebăm, oare ceea ce ni s-a spus e chiar așa? E doar părerea lui sau poate chiar asta se întâmplă de zi cu zi și nu... Deci merge, spui întrebările. Exact. Dacă răspunsul la ele este unul afirmativ și clar, îți scrii pe hârtie ce trebuie să faci, ai spus da, tu mai devreme. Da, m-aș dori să fiu mai echilibrat sau mi-aș dori să nu mai reacționez impulsiv. Sau mi-aș dori să o facem cu afirmația pozitivă. Mi-aș dori să reacționez cu blândețe la fiecare situație tensionată. Da. Și de acolo construim. De acolo construim, de acolo de la punctul în care ne-am exprimat intenția și dorința, transformăm acest lucru în obiectiv. Și obiectivul acesta îl împărțim în pași mai mici ca să poată să fie realizat mai ușor. În prima fază ne setăm o sarcină de genul hai să fiu atentă doar la intensitatea și frecvența acestor supărări. Să fiu mai conștientă de câte ori se întâmplă, de câte ori... Și cum mă simt în acele momente. După aceea, hai să fiu propriul meu observator. Ce simt? Cum aș putea descrie starea respectivă? Și o analizez mai în profunzime. Din postura de observator, chiar îți vin destul de multe răspunsuri. Eu am mai recomandat acest exercițiu, să te pui în postura de observator și să privești așa cumva la rece toată situația, dispărând partea de subiectivism. O să-ți dai seama că nu întotdeauna e chiar atât de tragic cum credeai tu că este situația respectivă. Ar putea fi o posibilitate să pui pe cineva să te imite? Hei, te rog, să mă imiți, te rog, cum fac atunci când mă enervez. Cred că n-aș putea să văd o astfel de ar fi o idee haioasă, s-ar putea exact. Să funcționeze, dar cel mai ok ar fi să, nu știu, poate în spațiile unde sunt camere de supraveghere, să te uiți cum ai reacționat, da, și să vezi să... S-ar putea să nu mai fie atât de amuzant ca imitarea. Exact. Ziceam că trebuie să-ți setezi obiectivul și să-l împarți în pași mărunți. Și rămăsesem la partea de observator. După aceea, mai poți să faci exerciții. Poți să stabilești, ok, hai că astăzi nu știu, mi-a luat un timp de studiu, caut... că avem atâtea surse de informare în ziua de astăzi, caut niște exerciții de respirație sau de echilibrare super rapidă sau ceva de genul acesta. Continui pe aceeași traiectorie pe care ai început, aceea de a-ți atinge obiectivul, de a fi mai calm și de a fi mai puțin impulsiv. Și, bineînțeles, disciplină în tot ceea ce faci. Adică dacă ai început, ți-ai analizat, să zicem că ai și făcut câteva exerciții, nu mai ești la fel de impulsiv și supărat și nu mai reacționezi la fel de intens ca și înainte, pur și simplu continui munca, continui disciplina. Și am putea să adăugăm aici ca un praf de sare, un praf de iertare pentru atunci când nu-ți iasă? Un praf de iertare pentru atunci când nu-ți iese și un praf de înțelegere a perspectivei celuilalt. Întotdeauna
harta ta mentală nu e identică cu acelui de lângă tine și poate... Ai pomenit harta mentală. Te rog, Adriana, hai să nu-i lăsăm pe dragii noștri prieteni așa în aer cu harta mentală și cu astfel de noțiuni pe care poate nu le aud în fiecare zi. Ce este harta mentală? E pur și simplu felul în care tu vezi lumea și te raportezi la ce e în jurul tău și nu numai la ceea ce e în jurul tău, deci și la felul în care te raportezi la tine însuți. Ar trebui să înțelegem de aici, Adriana, că nu este o tragedie faptul că oamenii nu văd lumea în același fel, pentru că de multe ori avem tendința să judecăm lucrurile prin prisma noastră ca și cum toată lumea ar vedea lucrurile exact la fel și că dacă cineva nu le vede așa cum le vedem noi, acela este demn de blamat. Însă, surpriză, de obicei oamenii nu văd lucrurile la fel, nici unii. Cel mai mare pas în aplanarea conflictelor sau la exercițiul acesta cu impulsivitate ar fi să-ți amintești întotdeauna că celălalt a reacționat într-un anumit fel pentru că așa a interpretat el lucrurile. Le-a filtrat în felul lui personal, tu le-ai văzut în alt fel. Le-ai filtrat prin tot ceea ce s-a sedimentat în tine de la vârsta copilăriei, el la fel. E normal să fie păreri diferite și atunci trebuie să-l înțelegi. Nu e greșit că are o părere diferită sau poate a acționat în acest fel că e singura lui manieră de a acționa. Poate atâta știe. Tu ai conștientizat acest lucru, ai început procesul de schimbare și ulterior, în modul cel mai subtil, i-a atras și lui atenția că poate ar avea nevoie de îmbunătățire a comportamentului. Ai spus frumos, în modul cel mai subtil. Da. Pentru că, da. Dacă îi spui prea direct, poate să iasă și mai nasol ca înainte, pentru că adulților, din păcate, nu le place să li se spună adevărul. Și asta am auzit foarte, foarte des și printre colegi psihoterapeuți. Oamenii care vor să se schimbe și chiar și cei care vin la un psihoterapeut sau la un coach nu suportă adevărul cel mai crunt, să zic așa. Acela în care nu e cum vezi tu, e cum îți spune cineva din exterior. Și atunci, înțelegând perspectivele celorlalți, înțelegând faptul că adevărul e întotdeauna la mijloc sau poate la nimeni, capeți așa un soi de înțelepciune și ajungi să te ridici un pic din mulțime și să privești altfel lucrurile. Adriana, mi-ai spus mai devreme, acum că ai ajuns la capitolul adevăruri, mi-ai spus mai devreme așa, este foarte important să spui întrebări în momentele în care simți nevoia că ca viața ta să se schimbe în bine, da? Și am vrut atunci dar a fost foarte interesant ceea ce povesteai tu și am lăsat subiectul să curgă, însă revin. În momentul în care pui pe hârtie elementele pe care vrei să le schimbi sau începi să pui întrebările și să dai răspunsurile, pentru că vorbeai de adevăruri, aș vrea să le spunem dragilor noștri prieteni că este foarte important să îți dai răspunsurile care sunt strict legate de ceea ce poți face tu și doar tu. Pentru că, ne suportând cu ușurință adevărul, ai putea fi tentat să cauți vinovați. Asta se întâmplă frecvent. Tocmai de aceea spuneam. Deci spui întrebările, de ce am ajuns eu în această situație? Păi e vina vecinului. Sau a pisicii, sau a cățelului, că în fiecare dimineață trebuie să mă trezesc să-l duc la plimbare. Căutăm vinovați. Indiferent, și la cățel și la pisică ajungem, dar între vinovații aceia rare ori suntem noi. Ar fi o provocare și provocarea este că atunci când dăm răspunsurile, acestea să ne implice pe noi. Dragi prieteni, fără vinovați, nu căutăm din cauza cui am ajuns aici, ci spunem, am ajuns aici din cauza mea, pentru că eu, nu pentru că pisica sau cățelul sau purcelul sau X sau Y, ci pentru că eu, singurii care pot făuri destinul nostru,
singurul care îți poate făuri destinul ești tu. Ești tu însuți și cred că întrebarea cea mai corectă, da, nu e cine e vinovat sau chiar și eu de ce sunt vinovat de această situație, ci ce vrea să mă învețe această situație. Ce vrea să mă învețe, ce vrea să ceară de la mine, exact. Ce pot eu să fac cum în această situație. Cum pot să fiu mai bun, cum pot să îmbunătățesc ceea ce mi se întâmplă astfel încât să nu mai trec prin această experiență dacă mi se pare una traumatizantă. Pentru că, ghici ce, de cele mai multe ori se repetă situații asemănătoare pentru că nu învățăm anumite lecții. Și pentru asta că poate noi acționăm în același fel. Acționăm în același fel, repetăm tiparul și ne confruntăm constant cu același tip de situații. Einstein spunea, trebuie să fii nebun să crezi că acționând în același fel vei obține alte rezultate. Exact. Sau să crezi că poți rezolva o problemă de pe același nivel de pe care a fost creată. Întotdeauna trebuie un pic să te detașezi și să te întrebi ce mă învață situația respectivă. Ce ar trebui să fac eu astfel încât situația să se schimbe în bine pentru mine? Da. Ce ar trebui să schimb? Nu doar să fac, ce ar trebui să schimb? Pentru că suntem atât de atașați, vorbeai mai devreme de hărțile noastre mentale. Suntem atât de atașați de ceea ce credem noi că suntem cu adevărat, că mereu spunem, sunt eu însumi, eu așa sunt. Da. Eu așa sunt este de fapt o scuză a lui eu nu vreau să mă schimb. Eu nu vreau să fac altfel lucrurile, pentru că m-am obișnuit cu ele așa. Tu nu vrei să te schimbi. Tu vrei, de fapt, să fii foarte bine așa cum ești și să nu deranjeze pe nimeni, ba chiar toată lumea să aplaude felul în care ești, fără a-ți asuma educația pe care ți-ai ales-o, fără a-ți asuma responsabilitatea socială pe care o ai, fără a-ți asuma nevoile pe care le au și ceilalți până la urmă. Pentru că și ceilalți există în același timp cu tine. Spune-mi, Adriana, în momentul în care ești tentat să spui că ceilalți sunt de vină și poate ai dreptate de multe ori, poate ceilalți sunt agresivi, poate ceilalți sunt nedrepti, poate ceilalți au exagerat în anumite privințe, în mod neplăcut față de tine. Cum reușești să depășești bariera aceasta și să revii la starea lui eu trebuie să fac lucrurile altfel? Eu, nu ceilalți. Un lucru foarte interesant pe care pot să ți-l spun e că, tot raportat la experiențele mele, e că atunci când eu m-am schimbat, nu n-am mai întâlnit situațiile respective. Pentru că în momentul în care am reușit să schimb și în momentul în care am avut curajul să fiu fermă, n-am expune un anumit lucru în exterior, nu s-a mai repetat situația respectivă. Și cred că asta poate să o confirme, cred că fiecare, dacă stă să se gândească, în momentul în care am învățat ceva nou, am învățat lecția, am învățat să depășim o anumită situație, nu ne mai întâlnim cu ea. Nu zic că nu vin alte provocări, noi suntem într-un proces de învățare continuă, dar de obicei, atunci când depășim acele lucruri, am sărit la o altă treaptă și la un alt nivel de apar alte provocări. Exact. Îmi place pentru că înseamnă că am învățat să gestionăm anumite lucruri și dacă tu spui că nu te-ai mai întâlnit cu ele, probabil că le-ai gestionat, ai început să le gestionezi atât de natural, încât și dacă te-ai întâlnit, n-ai mai observat că te întâlnești pentru că ele n-au mai constituit pentru tine o provocare. Sau, exact cum ai zis tu, le gestionezi atât de bine încât nu ți se mai par adevărate tragedii. Luând exemplu nemulțumirilor și frustrărilor și certurilor la birou sau într-un mediu profesional, nu înseamnă că nu o să te mai supere colegii sau că nu o să mai existe situații tensionate. Dar abordarea ta o să fie diferită și nu o să o mai privești cu aceeași intensitate ca înainte. Nu o să mai reacționezi într-un mod atât de amplificat ca și înainte. De asta zic că o să percepi că s-a schimbat într-atât încât ești la altă etapă.
Adriana, pe ultima sută de metri a emisiunii, aș vrea să îmi spui în această seară dacă ți-ai fi dorit să te întreb ceva și ai fi vrut să dai un răspuns la o întrebare imaginară pe care eu nu ți-am adresat-o. Cred că totul a fost așa sub forma unui flux, ca o poveste care s-a tot adăugat, ca un puzzle care s-a tot format pe parcurs, încât probabil o să-mi aduc aminte acasă dacă am avut întrebări. Sau dacă a rămas o piesă lipsă în puzzle-ul de astă seară al emisiunii noastre. Ce voiam să subliniez cumva e că schimbarea ne sperie, a ne schimba noi sau anumite obiceiuri ale noastre poate fi dificil atunci când avem niște convingeri adânc înrădăcinate în spate. Dar nu este imposibil. Nu este imposibil. Adriana Roman, ne-am apropiat foarte tare de sfârșitul emisiunii. Rămânem cu posibilitatea, cu infinitele posibilități ale fiecarei clipe în brațe. Eu îți mulțumesc că ți-ai acordat posibilitatea de a fi din nou în emisiunea De la Suflet la Suflet în această seară, Adriana Roman. Și eu îți mulțumesc pentru invitație. Dragi prieteni, Iulia Herbil sunt eu. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit miercuri seara alături de noi de la 20:30. Vă aștept cu mare drag și miercurea următoare de la 20:30 alături de alți invitați extraordinari să învățăm împreună despre iubire, onoare și pace sufletească. Până atunci, multă, multă lumină vă doresc. La revedere! V-ați îndrăgostit sau ați pierdut pe cineva drag? A fost darnică viața cu voi? Ați știut să vă bucurați de darurile pe care vi le-a oferit? Miercuri seara, dragi prieteni, vine cu povești frumoase despre viață.